În această seară ne vom opri la alte pilde biblice, pilde care fac referire la diferite mese. În mod special, în istoria biblică, o masă festivă era o ocazie specială de relaționare și de răsplătire în raportul gazdă-invitat, dar și mesele obișnuite nu sunt lipsite de semnificație. Să ne amintim de frații lui Iosif, care ajunși în Egipt pentru a doua oară, au fost așezați la masă, începând cu cel din tâi până la Beniamin. Și cel din urmă a primit o porție, de fapt mai multe porții. A fost semnificativ tot ceea ce s-a întâmplat. Să ne oprim în această seară și să cercetăm pildele spuse de Domnul, pilda bogatului căruia a rodit țarina, pilda locurilor la mesele festive, pilda celor poftiți la cină și pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Să începem cu pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Evanghelia după Luca, capitolul 12. Citim de la versetul 16. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Cui i-a spus Domnul pilda aceasta? Unuia care se vedea nedreptățit în moștenirea părintească. Domnul i-a prezentat istoria ultimelor luni de viață acestui bogat, care părea a fi norocos și s-a aștepta de atunci încolo să șadă de multe ori la masă, având toate cele ce își dorea. Numai că lucrurile n-au fost așa și ce a fost mai grav e că el, murind subit, n-a fost pregătit pentru ceea ce avea să urmeze. Haideți să învățăm din această pildă trei adevăruri. Primul, mamona, ceea ce înseamnă tot ce ține de lucrurile materiale de pe pământ, nu poate să împlinească viața pe deplin, pentru că împlinirea este doar materială și noi suntem ființe spirituale. Și rămâne ce este mai important descoperit. Diavolul însă a pervertit valorile și vrea să-i cucerească pe oameni prin oferta materială, crezând că, dacă au diferite bunuri, pot să fie împlinit și spiritual. Ceea ce nu este adevărat și ceea ce de asemenea trebuie adăugat e că toate aceste valori se pierd până la ultima. Oricum, omul când moare, nu poate să ia nimic cu sine. Iată cuvântul care l-a spus Domnul acestui om înainte de a-i spune pilda și cred că pilda este o exemplificare a acestui principiu. Luca 12 cu 15. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, și aici este menționat principiu, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Asta înseamnă, pe de o parte, că avuția nu poate să prelungească viața și tot înseamnă că nu poate să fericească viața. Deși omul își dorește asta foarte mult. În finalul pildei, Domnul a mai făcut o afirmație, versetul 21, arătând că oamenii se îmbogățesc pentru ei, adică pentru viața de aici și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Cum se poate
un om îmbogățit pentru sine și cum se poate îmbogăți față de Dumnezeu. Să citim tot spusele Domnului din Matei, capitolul 6, versetul 19 și 20. Nu vă strângeți comori pe pământ. Asta este o îmbogățire pentru sine a omului. Versetul 20. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și ruginea și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Asta este o îmbogățire pentru Dumnezeu. Pentru că în Matei 25 este scris că atunci când ne adunăm de fapt comori în cer, e vorba de a dărui, se va spune că le-am dat lui Dumnezeu. Și aceasta ne aduce și într-o stare spirituală mai bună, făcând ca să fim îmbogățiți, cum spune Scriptura, în toate privințele. Așadar să știm că tot ce este pe pământ, într-o zi, ori le pierdem noi, ori când plecăm, tot nu le mai avem. Însă, cert este că lumea asta care nu-L cunoaște pe Dumnezeu își pune toată priceperea în a dobândi bunuri materiale pentru ei. Să înțelegem că asta nu este un avantaj. Ba dimpotrivă, uneori este un dezavantaj. Un al doilea adevăr, care de fapt este legat de primul, bogații au câteva ispite foarte greu de biruit. În primul rând, tocmai ceea ce noi vorbim, bogăția le permite să stea frecvent la mese bogate, la care de regulă se discută în mod păcătos, se stimulează în mod excesiv faptele firii pământești și prieteniile, părtășiile care se realizează sunt în defavoarea spirituală a omului. Iată câteva referințe biblice care adeveresc aceasta. Mai întâi, Marcu, capitolul 10, cuvinte din discuția Domnului Iisus cu tânărul bogat. Citim de la versetul 23. Iisus a uitat împrejurul lui și a sucenicilor săi. Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus. El a luat cuvântul și le-a zis, fiilor, adică le-a dus o explicație, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Observați aici o relație. Pe de o parte este scris că numai încrederea în bogății este o piedică. Și pe de altă parte este scris că bogații intră foarte anevoie. Ce rezultă de aici? Că bogații sunt tentați să se încreadă în avuția lor. Să se creadă puternici, mari, și asta să le facă rău din punct de vedere spiritual. Citim un alt text de referință pentru avuții, 1 Timotei, capitolul 6, un text foarte bogat în privința aceasta, de la versetul 6. Negreșit, evlavia, deci acea stare de raportare corectă la Dumnezeu, ținând cont nu doar de viața aceasta și de eternitate, însoțită de mulțumire este un mare câștig, bogățire față de Dumnezeu. Căci noi n-am adus nimic în lume și nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Căci cei ce vor să se îmbogățească, accentuez, vor. Sau cum spune în Proverbe, își pun priceperea în aceasta. Dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Deci iată că aduce dezavantaje spirituale și în urmă, chiar și viața asta nu este mai bună. Nu degeaba se roga înțeleptul să nu-i dea Dumnezeu bogății. Pentru că bogații au ispite puternice pe linia averii. Citim și în Iacov, capitolul 5,
de la versetul 1. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocilor care o să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi dovada împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comori în zilele din urmă. Ce cuvinte grele! Nu la mult timp după ce a fost scrisă epistola asta, au venit romanii și au distrus tot. Și cu siguranță, bogații au pierdut totul. Iată încă o acuzație în versetul 4, altă ispită pentru bogați. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigălete secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Altă ispită. A trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Altă ispită. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care vi se împotrivea. Dar să zicem că între noi acei nu sunt bogați și nu avem ispitele astea. Dar noi studiem ceea ce spune textul biblic. O altă idee din această pildă, să nu uităm că tot în contextul aceleiași pilde Domnul a vorbit despre îngrijorări. Pentru că de fapt era vorba de doi frați, unul care pusese mâna pe avere și pentru el erau ispitele averii și celălalt care rămăsese fără moștenire. Și pentru el urmau ispitele frământării, a îngrijorării. Domnul a vorbit despre inutilitatea și efectele negative ale îngrijorărilor. Asta în mod deosebit pentru cei care dețin valori spirituale. Asta este un paradox. Să ai valori eterne și să te plângi că n-ai valori trecătoare. Domnul a spus aici, am revenit la Luca 12, exact în continuarea cuvintelor citite, Iisus a zis apoi ucenicilor săi. Deci rezultă că aceste texte sunt legate între ele, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. De exemplu, cu păsările pentru hrană, cu crinii pentru îmbrăcăminte, și apoi zice de la versetul 29, citim, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, și acum ceea ce este important să știm să ne ferim, și să nu vă frământați mintea. Pentru că atât pe linia averii, cât și pe linia lipsei averii, pot să apară frământări excesive ale minții. Și asta face ca mintea să fie afectată și să nu mai fim într-o stare spirituală bună. Trebuie să păstrăm încrederea în Domnul, scrie versetul următor, căci toate aceste lucruri, neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Așadar, când avem ceva și avem o masă bogată, să nu uităm că nu este totul aici. Iar când n-avem, de asemenea să ținem minte că avem cât și cu ce să trăim și că nu tot timpul va fi așa. Viața asta, fie în avere, fie în sărăcie, este trecătoare. Să trecem la o altă pildă, Luca capitolul 14, pilda locurilor la mesele festive. Citim de la versetul 7. Apoi când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis, când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă pe locul din tâi, ca nu cumva, printre cei poftiți de el, să fie un altul mai cu vază decât tine. Și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te pe locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta va face cinste înaintea tuturor celor ce vor sta la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. A acorda sau nu acorda prioritate. Două adevăruri de aici. Primul, aranjarea la masă aparține celui ce a pregătit masa, nu celui ce este invitat. Asta fie pe pământ, fie în împărăția lui Dumnezeu.
acolo la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Nu cei invitați vor alege locurile, ci cel ce a organizat masa îi va așeza după principiile sale. Spune Scriptura în Evanghelia după Matei, capitolul 8, știți că evreii întotdeauna au socotit că ei sunt superiori, sunt primii. Da, sunt primii, numai că pot avea loc mutări. Mută-te mai jos, mută-te mai sus. Matei 8, citim de la versetul 11. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția celor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați într-un întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci atât că pot să fie chiar dați afară de la masă. Dar rămânând tot în Matei, citim în capitolul 20, amintindu-ne de dorința unei mame și în egală măsură a fiilor ei. De la versetul 20. Atunci mama fiului Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește-a zisea că în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta, să aibă cele mai de onoare locuri. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți? Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Putem? I-au zis ei, deși cred încă nu știau despre ce e vorba. Și el le-a zis, este adevărat că veți bea paharul meu și că veți fi botezați cu botezul care am să fiu botezat eu, dar, și aici este principiul, aședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Adică Dumnezeu, în final, ne va aranja El. Revenind la Luca 14, Domnul Iisus a spus ceva despre felul aranjării și cu asta vreau să trecem la a doua idee, să avem o atitudine înțeleaptă în așteptarea unei ocazii de a sta la masă, fie aici, fie în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu înghesuindu-ne și căutând noi locul, îl și câștigăm, ci procedând cum se cuvine. Citim de la versetul 12. Apoi a zis celui ce-l poftise, când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Cu asta Domnul n-a spus că n-ai voie să-ți chem prietenii, dar să nu fie numai asta. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop și pe orbi și va fi fericit de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Chemându-i pe ei, am chemat pe Domnul la masă, să-i dăm un loc de onoare. Când ne va chema El, după principiul amintit aici, ne va pune și pe noi pe un loc de onoare. Deci, așezarea la masă depinde de cine a organizat masa. Numai că atunci când e vorba de Dumnezeu, El ține cont, nu în mod arbitrar, ci în mod obiectiv, de viața noastră, de faptele noastre și se mai ia ceva în calcul, smerenia. Scrie aici în versetul 11, căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. De aceea Domnul a spus că nu-i suficient să faci o faptă bună. Trebuie și să o ascunzi. Nu-i suficient să slujești, trebuie să știi că slujești prin Harul lui Dumnezeu. Pentru că altfel nu poți fi cu două răsplăți, una aici și una sus. De aceea, ferice va fi de noi, cum a spus însăși Domnul Iisus, dacă rămânem aici cu eforturi nerăsplătite și nelăudate. Să ne amintim de însuși Domnul, care și-a câștigat locul cel mai de onoare din cer pentru slujirea de care a dat dovadă, pentru ascultarea și smerenia până la moarte la care s-a înscris, așa cum este prezentat atât de frumos în Filipeni, capitolul 2. Se va împlini ceea ce a profețit Maria
Citesc din Luca, capitolul 1, de la versetul 52. A răsturnat pe cei puteri de pe scaunul de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat din bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Astea sunt principii ale lui Dumnezeu, care răsplătește, spunea Domnul, și un pahar cu apă. Și toate se vor cumula și ne va așeza la masă după cum va fi drept. Să înțelegem asta și pe pământ, ca să nu greșim, să nu avem pretenții și, mai mult, să luăm în calcul adevărata masă, aceea la care Domnul ne va sluji și ne va așeza, slăvit să fie în veci. Trecem la o altă pildă, care urmează imediat după aceste cuvinte, Luca 14, de la versetul 15, pilda celor poftiți la cină. Cred că este legată de ce am spus până aici, mai exact de cuvintele Domnului. Unul din cei ce deau la masă cu el când a auzit aceste vorbe a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns prin pilda ce urmează. Un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Pilda aceasta este în stilul care se obișnuia atunci, cu dublă invitație. Oaspeții erau invitați cu un timp mai lung înainte și înainte de momentul cinei era o a doua invitație. Mai găsim o astfel de situație în cartea Estera, când în prealabil împăratul și Haman au fost invitați la ospățul ei și este scris în Estera 6:14 că s-a dus robul cu a doua invitație, cea iminentă, pentru Haman. Exact cu câteva ore înainte de a avea loc masa festivă. Citim mai departe din pildă, versetul 18, dar toți parcă fuseseră vorbiți, au început să dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am măsurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi silește să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. De aici două idei. Visul împărăției mesianice, așa cum o așteptau evreii, va deveni într-o zi realitate. Împărăția lui Dumnezeu va veni cu putere. Numai că, în final se va dovedi că cina n-a fost pentru cei invitați, ci pentru cei ce vor ajunge la masă. Asta spune versetul 24. Vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Deci invitația nu înseamnă și harul de a sta la masă. Domnul a spus: mulți chemați, puțini aleși. Invitația este o ocazie, dar ea poate fi pierdută. Care au fost motivele acestor refuzii? Parcă fusese înțeles, spune pilda. Unul cu boi, altul cu ogoarele, altul cu căsătoria. Ce rezultă de aici? Oamenii și lucrurile din jurul nostru ne împiedică să răspundem chemării lui Dumnezeu. Acestea sunt piedicile clasice, curente. Fie cei dragi, fie alte lucruri dragi nouă.
Pentru că asta spune Scriptura aici, mai departe. Versul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe ai săi, nu poate fi ucenicul meu. Versetul 33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate. Deci să veghem, ca nu cumva, cei din jur sau cele din jur să ne împiedice să ajungem la masa pe care Dumnezeu o organizează. Pentru că invitația cu dreptul de a fi acolo nu-i tot una. Pe de altă parte, să ne gândim ce avantaje au avut cei ce vor ajunge la masă. Observați aici de versetul 21, am citit că i-a invitat într-o a doua serie pe săraci, ăștia sigur n-aveau nici boi, nici ogoare, pe ciunci, pe orpi, pe șchiopi, ăștia mai puțin se vor căsători, pe cei de la drumuri, de la garduri. Adică aparentele dezavantaje din lumea asta se constituie în avantaje pentru eternitate. Pentru că împărăția se ia cu năvala, nu ești pe fază când ești chemat, te prinzi cu treburile vieții, nu plași celui ce te-a scris la oaste, altul, în boală, în sărăcie, în diverse necazuri, acceptă mai ușor. Așa că putem spune că, într-adevăr, o masă bogată aici pe pământ nu neapărat te avantajează la adevărata masă bogată din cer. Așa a spus Domnul despre bogați și în cei ce au ajuns la cină, se pare că nu erau bogați. Pentru că în necaz și în diferite greutăți ale vieții, oamenii sunt mult mai receptivi la Evanghelie. Du-te la un spital și vorbește oamenilor sau du-te într-un loc de petrecere. Uneori la masă nici la nuntă la bogăiți nu prea poți vorbi că sunt prea prinși cu mâncarea. Dar să admitem că ei vin de la slujbă și întâi au auzit predica. Așadar, să ne cercetăm condițiile în care trăim ne ajută sau ne dezavantajează în a ne onora chemarea. Și o a doua idee de aici. Alegerea fiecăruia pentru eternitate este de fapt întâi o chemare la ucenicie și apoi la răsplătire. Asta rezultă din cuvintele ce le-a spus Domnul în continuare. Că dacă ar fi chemarea direct la masă, ar fi oamenii mai receptivi, dar Domnul întâi ne cheamă să fim ucenici. Întâi Domnul a chemat oamenii să meargă după El, i-a învățat și promisiunile, când? La a doua venire. De fapt, noi trebuie să primim mesajul primei veniri, ca să avem parte de oferta cele de-a doua veniri. Asta n-a înțeles bogatul de care vom vorbi imediat. Diferența dintre aici și acolo. Pentru că asta spune Domnul aici în Luca 14, în mod repetat, versetul 26, partea finală, nu poate fi ucenicul meu, 27, nu poate fi ucenicul meu, versetul 33, nu poate fi ucenicul meu. De fapt, invitația la masă înseamnă chemare la ucenicie. N-ai timp să te pregătești, să slujești, n-ai timp de adunare, n-ai timp de lucruri sfinte, de fapt tu refuzi, nu o chemare la rugăciune, tu refuzi chemarea la masă. Pentru că aceasta este ordinea operațiilor. Dumnezeu va pregăti în final acea masă deschisă în Isaia 25 pe care evreii o așteptau, numai că, știți, își doreau și aici. Și asta nu se poate întotdeauna, Matei 25, de la versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acestea un ospăț, de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Tot ceea ce își puteau imagina ca masa să fie de plin. Versetul 8. Nimicește moartea pe vecie. Versetul 9. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeu nostru în care aveam încredere că ne va mântui.
Acesta este Domnul în care ne încredeam, acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Când? Noi spunem atunci. Abia în ziua aceea se va spune acum. Cum scrie în Apocalipsa, acum a venit mântuirea, dar acum încă n-a venit. Acum a venit vremea uceniciei. Să înțelegem că Domnul ne cheamă după El în drum spre masa eternă, așa cum le-a spus-o, fericit de acela care va prânzi acolo, a zis omul, și Domnul i-a explicat cum se ajunge acolo. Prin o adevărată ucenicie. Am ajuns la ultima pildă pe care o discutăm în această seară, pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. O pildă arhicunoscută, care conține povestea vieții unui om bogat, care a avut posibilități materiale foarte mari și căruia Dumnezeu i-a dăruit ani de împlinire materială și sufletească, pe care colegul lui de glie, cel despre care am vorbit prima dată din Luca 12, căruia a rodit țarina, și le-a dorit, dar nu a avut parte de ele. Însă în final, ambii bogați au împărtășit aceea soartă a despărțirii de Dumnezeu. Spre deosebire de săracul Lazar, care deși lipsit de sănătate și de alte mijloace de trai necesare vieții, a ajuns în fericirea eternă. Și ambele sentințe au fost definitive. O prăpastie mare separa locurile unde au ajuns cei doi. Două adevăruri de aici. Bogăția oferă multe. Poate să ofere în fiecare zi, dar nu și viață. Și cu atât mai puțin ceea ce urmează după viață, adică după moarte. Nici o cerere a bogatului n-a mai fost luată în considerare. Nici o dorință nu a mai fost îndeplinită. El, omul obișnuit, să le aibă pe toate. Deci averea nu oferă viață și după viață nu mă oferă absolut nimic. Schimbarea a fost, puțin spus, totală. A fost veșnică și ce înseamnă veșnicie, noi încă nu realizăm. Ce înseamnă chin etern, nu ne dăm seama. Ce tragedie a înregistrat omul acela? Să treci de la o stare la alta. Un al doilea adevăr care vreau să rețin de aici este posibilitatea oferirii comuniunii dragostei, care aparține bogaților și celor puternici. El putea să-și facă prieteni cu bogăția lui. Așa sunt testați bogați. Pe cine invită la masă? Ce fac la masă? Săracii au și ei testul lor, alături de bolnavi. Sunt testați prin acceptarea realității uneori nedrepte în raport cu alții. Test pentru bogat, test pentru sărac. Unul prin prea multe pe masă, celălalt prin prea puține. În final, s-a dovedit că a luat testul cel cu puține. Ca și în cealaltă pildă, săracul, ciungul, a ajuns la masă. Cel cu ogorul, n-a ajuns la masă. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 10, despre credincioșii din poporul lui Dumnezeu și ceea ce li s-a întâmplat. Citim de la versetul 32. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Mare luptă de suferințe. Pe de o parte, era spus ca priveliști în mijlocul ocărilor și necazurilor. Pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care avea aceeași soartă ca voi. Săraci și să ține cont de alții. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai mare, mai bună, care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci avem nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Test pentru cei care sunt în nevoie. Unul din aceste teste, într-un fel sau altul, îl vom da și noi. Poate unora le va fi îngăduit să le dea pe amândouă, să-i treacă Dumnezeu prin viață și prin bogăție și prin sărăcie, și prin sănătate și prin boală. Testul pentru bolnave este să accepte, testul pentru sănătos este să
că-l viziteze, să se roage pentru el, să-l ajute. Să încheiem această privire peste aceste patru pilde a unor ocazii de a sta la masă. Pilde în care, în mod deosebit, sunt amintiți cei ce au ce să pună pe masă și de aici și posibilitatea de a invita la masă. Dar pilde care îi cuprind și pe cei ce n-au și s-ar bucura să stea la o masă. Înțelegem în final că toate acțiunile firii pământești, a mânca, a bea cu tot ceea ce duce la asta și tot ceea ce urmează după aceasta, este de fapt o nechipzuință. A spus-o clar Domnul, nu puteți sta, Pavel a spus-o, mă refer în Scripturi, este scris, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. Dar vă rog, rețineți, aceste cuvinte nu au fost scrise pentru cei de afară, pentru noi. Și aceeași idee rezidă din 2 Petru 2 cu 12 și 13 și Iuda, aceleași versete 12 și 13, că sunt unii care se ospătează la mese, dar de fapt ei nu vor avea drept la masa din cer. Pentru că nu știu cum să se raporteze la asta la masă. Cu ce scop se dă o masă? Cu ce atitudine? Dacă omul își dorește doar să mănânce și să bea și face din aceasta un scop, pentru el masa este pregătirea chinului de după moarte. Să pregătește asta printr-un festin? Ce eroare! Pentru că este important în viață ce atitudine vom avea și când mâncăm, și cu cine mâncăm, și ce discutăm. De aceea, rețineți în final să ne ajute Dumnezeu să conștientizăm și să ne silim cum trebuie să stăm la masă. Ca și aici pe pământ, la mesele frățești sau la cele de familie, să avem cu adevărat o părtășie bună și să nu ne facem vinovați, și toate aceste mese se pregătească adevărata masă cu sfinții și cu Domnul. A sta la masă este un har, a avea pâine și apă e o binecuvântare. Dar vom ști cum să stăm la masă? Sau vom face greșeală mâncând? Nu degeaba spune Pavel, fie că mâncați, fie că beți, să nu faceți oricum. Să o faceți spre slava lui Dumnezeu. Un chef, un banchet, o distracție. Poate fi o greșeală nu doar de prietenie, ci cu conotații mult mai mari, în plan spiritual. Să ne amintim de împărăteasa din Seba când a venit la Ierusalim și a văzut mesele lui Solomon și oamenii care stau acolo, parcă și-ar fi dorit să mai rămână. A zis, fericiți sunt oamenii care stau la masa ta. Nu că a văzut doar tacâmurile cu observațiile ei feminine, a observat cuvintele lui Solomon. Și Solomon la rândul lui scria în Proverbe 9 că înțelepciunea și-a pregătit o masă și cheamă pe oameni la pâine, la vin, simboluri a unor cuvinte de valoare, a învățăturilor sfinte. Repet, e important ce discutăm când stăm la masă. Ce atitudine avem? De mulțumire, de dragoste față de semeni? Tot în Proverbe 9 scrie mai departe că nebunia a servit și o masă. Și cheamă oamenii să vină cu lucruri furate, să discute prostii, e tot o masă. Să încheiem cu cuvintele Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 22. Este o promisiune pentru ucenici și cred poate fi valabilă și pentru noi. Așa cum spuneam, întâi Domnul ne cheamă la ucenicie, pentru ca în final să ne cheme la răsplat. Cine slujește Domnului va fi cinstit și cinstea va fi, nu știm noi cum și ce se va mânca în rai. Este un simbol la urmă ormei. Da, înseamnă fericire deplină, fericire eternă. Luca 22, citim de la versetul 28. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea, vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit o mie,
ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea. Când au auzit ucenicii cuvintele astea, eu vă pregătesc în împărăția mea și la masa mea. Să ne ajute Domnul să ajungem la masa aceea regească din cer. Acolo nu va fi chef. Oamenii se miră din noi, de ce nu mai alergăm împreună cu ei? Ne-am schimbat masa. Avem un alt mod de a servi. Le scrie mai departe aici. Și să ședeți pe scaun de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Vreau să vă imaginați pe săracul Lazar judecându-l pe bogat. Ucenicii judecând miile lui Israel. Da. Asta va însemna de fapt să stea la masă. Va însemna o poziție, o autoritate, onoare, răsplătire. Așadar, fie ca de fiecare dată când ne așezăm la masă, să știm cum să stăm, cu cine să stăm, pentru ca să ne pregătim într-o zi să stăm la masă cu Domnul, acolo unde El ne va servi. Doamne, ajută-ne! Amin.